Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Iată, am revenit în direct, ultima parte a emisiunii noastre. Discutam în legătură cu ceea ce urmează să abordăm până la finalul emisiunii. Avem și mesaje de la dumneavoastră, o să încercăm să le citim și pe acestea. Vorbim despre cei care de mâine, poi mâine încolo, ne vor reprezenta în Parlamentul României. Am rămas cel puțin așa printre ele cu două teme de bază, cu mixul energetic și un drum expres pentru județul Gorj. Să vedem cam ce ar putea să facă viitorii parlamentari pentru a reuși aceste două proiecte în următorii 4 ani. Îl avem pe Victor Ponta, deputat, iată, intră la al 4-lea mandat, dacă nu greșesc. La ce să ne așteptăm de la, sau al 3-lea, al câtele este? Al 4-lea. La ce să ne așteptăm de la Victor Ponta pentru Gorj în următorul mandat? Câte 20 de secunde fiecare invitat. Încep eu? Și Claudiu. Da, domnul, haideți. Ca să îi luăm pe toți, la rând, dacă... Nu știu, habar n-am. Corect. Nu știu nimic. O singură chestie vreau să zic eu astăzi. Nu mă aștept la absolut nimic. Păi, de-aia am și spus corect, că da, se pare rezonabil. Acela. Eu nu mă aștept la nimic. La cât nu s-a promis? Exact. Nici nu prea e...
Mă refer la Gorj. Vreau să remarc o tâmpenie, sau cea mai mare tâmpenie pe care am auzit-o astăzi. Cum un reprezentant al unui partid politic, e vorba de domnul Iriza, candidat la Senat, a dat vina pentru eșecul în aceste alegeri, sau semi-eșecul, sau nu știu cum îl consideră dumnealor, dacă se aștepta la scoruri mai mari, pe faptul că minerii n-au înțeles, domnule, ce, cât de importante sunt modificările legislative și, domnule, nu ne-a acordat votul. Pe principiu, minerii e proști și nu înțelege și nu ne-au prea votat. Adică, mi se pare cea mai mare pe logica domnului Riza spusă, este că minerii au înțeles că PSD a modificat legea aia. Nu știu. Dacă au votat PSD-ul. Deci nu știu dacă a avut vreo logică domnul Iriza în ceea ce a spus public astăzi. Numai istoricii vor. Dar din punctul meu de vedere e o chestie pe care, așa de urâtă, pe care n-am mai auzit-o niciodată după o campanie electorală, ca cineva să dea vina pentru eșecul său pe niște muncitori, pe salariații unei companii pe care, nu știu, ca politician ar trebui să-i aperi, să le creezi un cadru cumva, să faci ceva pentru ei, nu să dai vina pe ei. Asta este domnul Iriza, posibil senator de Gorj, nu? De necrezut, da, de la un posibil viitor senator. Posibil, actual deputat, viitor posibil senator de Gorj, o chestie incredibilă. Ai comentat și despre posibilul senator Iriza. Victor Ponta totuși a trecut doar de două ori prin Gorj în campanie și a ieșit deputat. Mihai Weber, ca să-i luăm pe rând cu toată lumea. Deci, n-am... Așteptări? Am spus-o, am scris-o. Deci așteptări, nimic. Alin Văcaru? Păi, Alin Văcaru a fost prefectul județului, nu știu câți, 3 ani sau 2 ani și ceva. Nu s-a remarcat cu nimic. Știu, o să zică unii, bă, ziaristule, ești prost, rolul de prefect e altul, nu se facă ceva. Nu s-a remarcat cu nimic. Domnul Mihai Weber, nimic. Știu, din nou o să-mi sară armatele de pesediști să mă înjure. Nimic. Domnul Ponta, la fel. Nu știu, să vedem domnul Cârciumaru. Poate o face ceva, se va remarca. Una care are experiență în administrație. În Senat, dacă pleacă. Eu încă am un semn de îndoială că... Domnule, așa a spus. Va merge. Domnule, deci nu cred că... Și astăzi a reiterat ideea. Își va ridica mandatul și să mai treacă nu știu câte zile, poate 15 zile sau ceva. Până să opteze. Să opteze. Până atunci au încă... Eu cred că va pleca pentru că nu oricând te întâlnești cu... oportunitatea de a deveni senator într-o țară. Și cred că e singura și ultima. Nu am așteptări de la nici... Domnul David Soiu, dacă așa va fi? Un specialist în minerit, în energie. Poate face ceva pentru mine. Domnul Dan Vulceanu, dacă va fi. Va fi, sigur. L-aș întreba pe domnul Dan Vulceanu cum va mări salariile minerilor și energeticienilor cu 20% din opoziție, în condițiile în care mâine iar ar fi trebuit să se rectifice bugetul. Deci mâine este, cred că ultima ședință a acestui guvern, Cioloș. Ultima ședință a executivului din acest an. Deci dacă nu se rectifică, pa. Depinde ce s-a întâmplat în AGA astăzi, legat de... Păi, am mai aflat așa. Deci cum veți mări salariile celor din CEO cu 20% din opoziție și cum veți respecta angajamentul făcut cu colegii noastre parlamentari la Craiova, ăla cu drumul expres Oltenia, din opoziție? Și chiar și cel cu mixul energetic, pentru că da, v-ați asumat și povestea. Da. Haideți să vă spun un lucru. PSD a ajuns la guvernare... Practic s-au rezolvat toate problemele. Nu? Mă gândeam că nu vă mai interesează. Acum nu se vor mai face 4.000 de concedieri pe care le-a spus dumneavoastră acum. Au fost aprobate astăzi. Păi, da, a venit Salvatorul, chiar în campanie a fost de vreo două ori Salvatorul la Gorj, Salvatorul fiind Ponta, Salvatorul CEO. Și ne-a spus tuturor, da, atâta cât voi fi eu, CEO nu se va închide. De parcă spunea cineva până ieri, nu trebuie să închidem CEO, trebuie să închidem CEO. Dar mă rog, nu se mai fac nici disponibilizări, o să vedeți. E Salvatorul la butoane. Nu se mai fac au guvern, au majoritate în Parlament, slavă Domnului. La fel, exact ca până acum un an.
Ne întoarcem înapoi cu un an și o să vedeți exact același comportament. În ceea ce privește majorarea de salarii, el se poate face. Și cel puțin atâta vreme cât cei din sindicate, din conducerea CEO, vor stea de vorbă cu mine, o să le spun că ceea ce am susținut acum trebuie susțin și acum. Clasa 1 trebuie să fie măcar salariul minim pe economie. Dacă nu cumva cum era pe vremea noastră, de exemplu, 1,5 ori salariul minim pe economie. Acum este sub salariul minim pe economie. Și sunt convins că sindicatele se vor bate și ele pentru asta și conducerea va trebui să accepte. Referitor la mixul energetic, da, trebuie modificate câteva legi, trebuie făcute câteva eforturi. Dar sunt convins de asemenea, așa cum mi-am spus și domnului Ciocea mai devreme, că atunci când e de făcut treabă, facem treabă. Nu știu dacă se vor implica Ponta, nu cred că se va implica Ponta, că dacă a fost prim-ministru, le făcea. Așa, simplu, avea ministerul la dispoziție. Făcea o ședință de guvern și le spunea, bă băieți, de mâine vă apucați și îmi faceți legea holdingului. Punct. Și aveam legea holdingului acum. Cum comentați? Dar n-am speranțe mari la niciunul, iar la domnul Cârciumaru, știți cum e. Eu am mai văzut chestia asta de obicei când se apropiau alegerile pentru primărie. Cam cu un an înainte începea. Nu candidez. Și după aceea auzeai dintr-o dată, domne, mă oprește lumea pe stradă. Domn primar, păi cui ne lăsați, mea voastră, pe noi? Uite, așa și iar trebuie să mă duc să candidez. Poate și de data asta se va întâmpla la fel cu mersul la Senat. Nu va pleca? Am zis că plec, dar uite, mă oprește lumea pe stradă. Păi, domn, nu va mai prinde niciodată Senat, dacă va. Și nici nimic, probabil. Da, nu știu ce va face. Până la urmă este opțiunea dânsului, dar în ceea ce privește CEO... Se vor face cele 4.000 de disponibilități? Iar noi, ca parlamentari olteni, să spunem, liberali olteni, ce am semnat acolo, vom încerca să ducem la îndeplinire. Dar este una să ai guvernul tău și altceva să mergi. Managerul corporatist azi la CEO, dacă ne uităm, anumite grupuri de interese care s-au coagulat în pre-zilele în care a fost numit dumnealui la CEO, sau desemnat, sau selectat, sau cum a fost, putem și trasa așa traiectoria managerială a dânsului și nu am nici măcar o sfială să o spun. Cu toate politicile sociale ale PSD, se va tăia în carne vie la CEO și sunt convins de asta, mai vorbim. Deci se vor pierde 4.000 de locuri de muncă până în 2020. Exact. Păi, dar nu s-au mai pierdut 4.000 locuri. Și ce punem în locul lor? Păi cum le tăiem așa? Nu s-au mai pierdut 4.000 locuri. Păi ce punem în locul lor? Păi dispare un oraș întreg, 4.000 de angajați. Unde? Domnul, care ține în spate încă... 4.000 și când era Ciurel. 4.000 de locuri de muncă înseamnă orașul Rovinari. 850 cu Ilie. Cu familii, cu tot. Ce punem în loc? Unde îi trimitem pe oamenii? Că noi îi transformăm în pensionari? Dar dispar pur și simplu. Nu se va întâmpla. PSD este la guvernare, o să vedeți. O să vedem. Stați cine ne spuneți. PSD lucrează pentru dumneavoastră. Domnule Ciocea, comentarii despre componența parlamentară a județului Gorj, a reprezentanților, domnul Ponta, Weber, Văcaru, posibil da, David Soiu, Dan Vâlceanu. Da, ce domnul spun, Iriza Cârciumaru. Se spune, l-a rugat pe domnul dacă Cârciumaru să ducă la Parlament, că eu am pierdut multe voturi datorită dumneavoastră, pentru că mulți prieteni mi-au spus, domnul Ciocea, nu te super, te-aș vota, dar eu vreau să votez pe Cârciumaru la Senat ca să plece, să nu mai fie în Târgu Jiu. Așa că ar trebui să se ducă acolo, dacă are și vorba aceea și gânduri bune, m-aș bucura, pentru că e o problemă. Domnul Cârciumaru e specialist în minerit, dacă stăm să ne gândim adânc. Da, e inginer și chiar doctor în... Da, ce să vă spun? Weber în cea ta, probabil ei au probleme lor de rezolvat, pentru că acolo e echipa lor, e gașca lor. Păi cum problemele lor? Vorbim de problemele județului. Păi nu pot la județul să ocupe. Drum expres, energetic, disponibilizări la cel. Vreau să spun că eu față de ce s-a spus și am spus-o. Dacă vă amintiți, cred că toată dumneavoastră la emisiune m-a întrebat de ce n-am candidat pentru deputat. Da? Și am spus-o clar, unul. Eu am lucrat când Victor Ponta a fost prim-ministru și cu orice problemă am dus la dumnealui, am rezolvat și v-am spus-o. Amnistia, problema primarilor și vreau să spun aici, era nedrept ca jumate din primar să luăm 50% acel spor și la jumate la care este imputat să se plătească sume colosale de 3, 4, 500 de milioane. Am fost persoana care a mers și am rugat ca să țină cont, pentru că este nevoie ca odată să
să ajungă legea să spună ori luăm toți, ori nu luăm niciunul. Adică nu era normal unii care au obținut hotărâri judecătorii să luăm. Este un lucru pe care l-a făcut și de atunci îi port respect. Doi, am spus-o, mi-amintesc Rovinari, mi-amintesc Petroșani, mi-amintesc Sadu. Chiar dacă se spune că s-a făcut puțin și a putea să facă foarte multe, e clar că și prim-ministru, și eu spun asta, dar trebuie să fim și corect cu noi și să spunem că s-a făcut niște lucruri. Și am spus că nu candidez la deputați, pentru că eu când spuneam că Victor Ponta a făcut ceva, ce puteam să spun acum prin mesajul meu? Că este un escroc, că n-a făcut nimic. L-a lăsat pe domnul Călinu să-și prepătească imaginea. A fost problema dumneavoastră. Nu vreau să vorbesc de dumneavoastră. Iar dacă mergem mai departe, cred că domnul Ponta, Alin Văcaru, într-adevăr este un tânăr, a fost un prefect, probabil este un tânăr, probabil... Domnul Văcaru, dacă mi-aduc aminte, v-a promis că părăsește lista, dacă... Da, ați văzut că a fost corect, că nu s-a dus pe locul 2. Ei, eu l-am apreciat, credeți că nu i s-a propus? Ei, dar a spus ceva într-o emisiune și este un lucru mare să faci ce spui. Și atunci, pe baza aceasta, cred că și acolo în Parlament, când se va duce, le-a spus alegătorul, le-a spus și minerilor, le-a spus la toți gorjenii că o să facă ceva. Bănuiesc. Așa că rog și pe domnul Vulceanu, că este aici lângă mine, pentru că este tânăr și să uite de curatura politică și când e vorba de Gorj, împreună să pună cu la cot, umăr la umăr, cum spune Gorjeanu sau românul, și să facem treaba, pentru că nu este o glumă să lași 4.000 de familii fără bărbaia, fără să aibă un salon în casă, nu este ușor ca să lași ceva. Pentru că ce eu am spus-o și o repet, pentru jumate și mai mult de jumate din unitățile administrative teritoriale trăiesc datorită acestei instituții. Domnul Davițoiu, deci, Iriza? Domnul Davițoiu, m-aș bucura să duc, pentru că a lucrat în minerit și ar fi un lucru extraordinar, chiar vreau să aud mâine sau pe mine că s-a întâmplat acest lucru. Am auzit că a fost unul din specialiștii, eu nu știu, nu pot, dar din ce am auzit că a fost unul din specialiștii fiind director atenția la mină și cred că bine ar fi și mai în glumă, mai în serios, cum și eu am mai făcut glume, trebuie să trezați cu o altă la realitate că cetățenii până la urmă de-aia au plecat de acasă și au venit la vot ca să le spună celor care le-a dat votul că au nevoie de locuri de muncă, că au nevoie de bunăstare și de o viață mai bună. Domnule, nu ați spus de domnul Iriza, tot pe minerit? Domnul Iriza nu știu mai mult ce a făcut, dacă prinde locul, acum sincer, cred că până la urmă, dacă ai pune în paralel cu altă persoană, este gorjean, este de-al locului și cred că ar fi bine venit și meritat să avem tot un gorjean, să nu fie din altă parte. Domnule Pasti? Toți cei care ajung în Parlamentul României trebuie felicitați, pentru că nu este de aici de acolo să fii parlamentar al unei țări. Doi, cât privește mixul energetic, pe vremea ministrului Niță s-a propus să se facă un mix energetic între CEO și Vidraru. Participând la o întâlnire la prefectură cu ambasadorul Cehiei, fiind foarte atent la ce a spus ambasadorul, printre altele a zis că pe ei interesează Vidraru. Deci CEZ-ul, poate că înainte de a face noi tot felul de calcule și de mixuri, ajung la alții. Cât privește salvarea CEO, nu știu dacă nu ține tot de forța grupului, în sensul că CEO ține de Ministerul Economiei. Ei este foarte important cum gândește ministrul și cum gândește guvernul această strategie. Deci, gândiți-vă dacă ministrul energiei va fi dat de Gorj. Păi eu sper că dacă e măcar dat atât de Gorj, chiar să facă de așa natură încât să se facă această restructurare, pentru că ea e necesară, de să fie foarte clar. Adică eu aș lupta pentru o chestiune asta. Și dacă și PNL-ul, și PSD-ul, toată lumea, și toată alte, lumea trebuie să lupte pentru un ministru al energie din Gorj. Ar fi foarte cum important. Să cine ar fi persoana respectivă? Cum cine să luptăm noi din PNL pentru un ministru din Gorj în guvernul PSD? Ce aș putea să fac? Care să susțină interesele complexe energetice. Poate ne dă un exemplu. Cine ar fi persoana de anvergură asta să ocupe? Un tehnocrat, un specialist, nu neapărat un membru de partid. Deci eu am cunoscut de-a lungul anilor oameni din Gorj care chiar au fost miniștri sau secretari de stat în Ministerul Economiei, de o valoare foarte bună. Vă dau un exemplu de om pe care eu îl apreciez foarte mult, care oricând ar fi putut conduce CEO sau chiar în minister, domnul Ioan Pisc, directorul termocentralei de la Rovinari. Este un om serios, un om sobru, un profesionist desăvârșit. Deci sunt oameni, dacă îi căutăm, găsim oameni valoroși și în CEO, și în județ, și unde vreți dumneavoastră. Probabil că și stilul nostru de a batjocori pe toată lumea, indiferent cum îl cheamă și cine e,
înainte de a vedea ce poate, poate și lucrul ăsta face ca foarte mulți oameni să-și vadă de treabă, să nu se mai implice în politică și ăsta nu e un lucru bun. Sunteți de acord cei de la PSD cu cele 4.000 de disponibilizări? Nici gând. Cei de la PSD nu sunt de acord cu nicio disponibilizare pentru a fost că e un partid de... Păi a fost aprobat acum în guvernul Cioloș. Guvern care spunea că dacă vin românii de afară le dă 40.000 de euro să fac o afacere. Dar eu care sunt aici în România și eu și familia mea și copiii mei nu beneficiem de ea 40.000 de euro. Adică a reușit să ne împartă ăia de afară buni, ăștia din țară proști. Ai care votează cu PSD-ul sunt vai de mama lor, ai care votează cu ea sunt deștepți. Adică trebuie să depășim granițele astea care ne despart și tot felul de ideologii de astea tâmpite, promovate de tot felul de oameni care au alte scopuri ascunse, să ne dăm mâna și împreună să facem lucruri bune. Și atunci, la viitoarele alegeri, omul mă va aprecia și pe mine, și pe Ciocea, și pe Dan Vâlceanu, dacă vom veni și vom spune, domnule, uite, asta am făcut bun. Dar dacă nu vom face nimic bun, vă asigur eu că nu mai iese niciunul să mai treacă prin comune sau prin sate, prin fața oamenilor. Da, declarație de lui Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu își păstrează, își va păstra șefia senatului. Eram sigur și foarte bine. Și vreau să vă mai spun un lucru. Ziceați de Victor Ponta că a trecut prin județ de două ori. Deci în toată campania asta electorală, Victor Ponta a fost chemat în toată țara. Deci nu a fost județ probabil în care să nu se ducă să susțină candidații PSD-ului. A fost o strategie la nivel național ca Dragnea să rămână mai mult la București, iar el, pentru că era, cum a spus și Dan Vâlceanu, vectorul de imagine și în toate sondajele Cioloș și el aveau cel mai mult, să ducă să tragă candidații. Păi, domnul Pasi, credeți că mie mi-a fost ușor? Nu. Și a spus un lucru foarte bun. Nu poți să-l tragi pe Dan Vâlceanu, care 17% într-un județ care e de 25 de ani roșu, cu robul de la Timișoara, unde era FIEF PNL, cu alt de la Oradea FIEF PNL, cu alt de la Brașov FIEF PNL, care au luat 20%. Adică acolo e o rușine. Aia trebuia în secunda 2 să plece. Adică dacă ai luat 17% într-un județ puternic, deci de ce să nu recunoaștem că aici PSD-ul e? Și când vezi harta României și doar 3 județe sunt ale PNL-ului, iar acolo diferența este de 1%. Deci este 1% între PNL și PSD. Deci nu-ți vine să crezi, este ceva... Acum vreau să vă spun că dacă scorul partidului era de, de exemplu, 25-27% la nivel național, domne, asta e. Exact. Dar când ai 3% în condițiile mele... Nu știu, vedem mâine, o să vedem mâine. Asta e. Dacă da, mai sunteți rog, sau nu președinte... Nu, oricum nu, dacă asta se decide, nu ne crăpăm de lucruri. Vă mai spun un lucru. Ai un deputat... Deci un singur deputat și tu îl schimbi, îl iei din fruntea partidului. E o mare prostie. Ascultați ce vă spun. E și asta o variantă. Tot Victor Ponta spune că 2-3 parlamentari PNL deja dau târcoale Partidului Social Democrat. Ne așteptăm, Claudiu, la asemenea ar fi o prostie. Mutări. Deci eu când am văzut harta roșie, m-am înspăimântat. Deci sper în viața mea să nu mai trăiesc perioada 2000-2004. Eu am crezut că e codul roșu de cred, nu cred că a fost vreodată atâta roșu pe hartă. Deci nu cred să mai trăiesc perioada 2000-2004. Eu am crezut că sunt istorie abundente. Cu PSD. Timp de o lună de zile. Deținând președinția prim-ministru, deci Iliescu Năstase. Nici atunci n-a fost. Perioada cu harta roșie, ba da, tot așa a fost. Era alt context. După atâția ani să ajungi în situația asta. Deci, da, după atâția ani să redevină ce am văzut aseară. Deci mi-e greu să cred. Da, o mare vină, și acum vorbesc de Gorj, că mi-au venit în cap iar niște declarații de pe zi. Dom'le, cum să zici primarii PNL, că îi zic aici lui domnul Dan Vulceanu, dom'le, dacă nu zicea bă, ăla de la Roșia, cum îl cheamă? Cotoșman? Cotoșman, dacă nu-i cerea demisia lui doamna Gheorghiu, nici nu și-o dădea aia, nici prin cap nu-i trecuse. Bine că i-a zis Cotoșman să-i dea demisia. Astăzi și Bobarul la fel, că să analizăm în ședință. Păi bă, primari PNL, ați pierdut în toate secțiile de votare la voi din comună. PNL a pierdut în toate, în câteva localități importante. Deci nu se poate așa ceva. Adică Dan Vulceanu ar trebui ca dimineață până să plece la București să-i bage pe aia, pe primarii aia în ședință și să-i întrebe. Bă, să știți că nu poți da vina chiar pe primari. Până la urmă vreau să vă spun un lucru. A fost un alt tip de alegeri. Primarii noștri s-au mobilizat, să știți. Prezența
la vot în primăriile. Dacă veniți cu, cu ideile astea, nu veți reveni nici peste 4 ani, să știți, tot PSD va câștiga. Nu, e așa, nu e așa. Bine. Domnul Măruț. Mai citim două, trei mesaje, că nu... Vreau să vă spun, sunt multe care vă sunt adresate. Prezența la vot în primăriile PNL a fost mai mare decât în primăriile PSD. Unul la mână, doi la mână. Credeți că Falcon a vrut să câștige la Rad? Domnul, sau la Brașov? Domnul Vâlceanu, vă dau exemplu care e lângă dumneavoastră. Domnul Ciocea a luat singur 9.000 de voturi. Okay. Despre ce vorbim aici? Vă spun altceva. Domnul Vulpe a câștigat, a luat 50%. Lăsați cu florile care nu aduc primăvara. În Câlnic. La Novaci am câștigat. Eu vă spun altceva. Că mi se era pare... locul 2 la Senat. Era culmea să pierdă locul 2 la Senat. Bun. Am câștigat și la Fărcășești. Că tot vine vorba. Deci au fost primării în care am câștigat. Problema este alta. La Bumbejiu am luat 11%. Bobar ar trebui să ascundă. Și astăzi, cine vine să ne spună lucruri? Domnul Bobaru. Dom'le, sunt momente în viață în care e mai bine să taci. Întreabă cineva, în PNL nu mai există bărbați, sunt doar femei? Mă rog, apropo de nici misogini nu suntem. Nominalizarea... Sigur că și PNL are câteva reprezentante ale sexului frumos care fac politică la nivel înalt, doamna Firea, doamna Olguța. PSD-ul. PSD, da. Da, sigur, cinste lor sunt... Poate unele sunt pregătite și pentru... Nu cred că să ajungă vreodată președinte la partid, niciuna din ele. S-ar putea să ajungă președinte în altă parte. Dacă domnul Ciocea candidat la PNL, îl depășea pe Cârciumaru. Dacă nu v-ați decis mai devreme... A avut grijă Cârciumaru să mă țină până ultima zi, să nu mai îmi dea posibilitatea. Dacă se pricepe la politică, da, domnul Cârciumaru. La lovitul pe la spate, e profesor, dar a zis de domnul Cârciumaru să-i spun direct pe oglindă, că am înțeles că atât îl interesa foarte mult demiterea mea, sau nu știu cum să... Să vă excludă, de, să nu mai fiți la primărie. Nu vorbea de excludere, cea că demisia mea, se spune că e o demisie, nu știu... că nu mai sunteți în PSD. Nu, dar dumneavoastră nu știe că demisia este un act de voință și se face la... La sugestia liderului. Da, așa, mă, cum vrea dumneavoastră, da. Felicitări, domnule Ciocea, ați demonstrat că un om cu coloană vertebrală poate să scoate la lumină adevărul, ne transmite un alt telespectator. Vreau să-l întrebați pe domnul primar Ciocea ce face cu grădinița de la Poiana Seciuri, cât o să mai țină copii într-un spațiu neadecvat. Da, haideți să răspund aici. Aici, bine că a spus, am grădință perfect, cum să spune, la norme europene și directorul l-am rugat să mute copiii de acolo pentru că s-au împuținat acum având grădință, adică sunt mai puțini și din două grădințe faci una. Pentru că au venit la grădinița cu program prelungit și văd că n-am luat măsuri, eu am fost cam 4 săptămâni, am stat mai în campanie, stând în concediu. Și văd că bine a zis, bine că mâine dimineață sunt la grădiniță. Sunt acolo ca să... Da, uite că lumea vede și lumea spune. Are că... și probleme punctuale, nu doar din acestea de povestit. Bună seara, mă bucur pentru că cei de la PNL au ajuns la acest scor. Domnul Vâlceanu, v-ați bătut joc de PNL, se impune demisia din proprie inițiativă. PNL-ul nu mai este PNL, ci PDL. Va trebui să plecați toți cei care ați venit din PDL. Deci când aud din astea că e unii PDL și PNL, nu am cum să răspund. Deci altul. Domnule Vâlceanu, la Roșia de Amaradia, domnul Ciocea și PSD-ul v-au spulberat. Cum comentați? Ce să comentez? Cred că trebuie să comenteze domnul primar. Nu domnul primar Ciocea, trebuie să comenteze domnul Liviu Cotoșman, nu eu. Un ultim mesaj, domnule Vâlceanu, dumneavoastră ați fost ales deputat de Gorj din partea PNL, acum o să faceți și dumneavoastră ca domnul Barbu, o să mai veniți prin județ doar din când în când, când o să mai fie alegeri, un telespectator din Tismană semnează. Eu nu știu dacă Tudor Barbu a venit din Târgu Jiu, a venit la Târgu Jiu din când, dar eu trebuie să vin la Târgu Jiu, că sunt de aici. O să merg la București din când în când. Tudor Barbu de acum încolo, dacă nu este. Și chiar ultimul mesaj acesta, așteptăm din partea PSD să creeze locuri de muncă pentru noi, tineretul, să nu mai plecăm în străinătate. Un alt respectator, mai sunt multe alte mesaje, dar trebuie să ne oprim aici cu emisiunea, deși durează o oră jumătate. Iată, de multe ori constatăm că e prea puțin. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori. Întotdeauna încercăm să facem aceste emisiuni în interes public și să fie reflectate toate opiniile, toate mesajele în măsura posibilităților. O să revenim în zilele următoare și cu telefoane în direct. O să aveți parte de o seară bună. Rămâneți cu Tele3.